Eforturile de pe parcursul anului școlar și mai ales rezultatele foarte bune la olimpiade și concursuri nu rămân nerăsplătite. Un profesor însoțitor va fi alături de 11 elevi craioveni în perioada 7-14 septembrie în tabăra de la Vama Veche. Este vorba despre o vacanță oferită gratuit de Ministerul Educației și Cercetării Științifice pentru cei care au obținut premii la olimpiadele internaționale și naționale la diferite discipline. A declarat Simona Chiriță, inspector în cadrul inspectoratului școlar județean Dolj. La mare vor merge 5 elevi de la Colegiul Național Frații Buzești, doi de la Colegiul cu program sportiv Petra Chetrișcu și câte unul de la Carol I, Elena Cuza, Marin Sorescu și Seminarul Teologic.